Accesoriile de drum. Două perene de ploaie în caz de plouă, dacă nu le dăm înapoi la femeie. Și câte un baton de coca. Urcăm la Machu Picchu. Avem și... Și... Carafmele de munia. Munia este o plantă care ajută la digestie, energizantă, și împreună cu coca ajută răul de înălțime. Oricum nu e niciun rău de înălțime, asta cu asta de coca e doar marketing sau plăcere pură. Hai să luăm niște frunze. S-a dat drumul la tren. Coadă la bus. Busul costă $12 pentru 10 km. Dar dacă nu vrei să iei busul, poți merge pe jos să urci până în vârf. În total 304 plus comision de card, încă 12. Aproape 70 de euro, nu? Sau 80 de euro? 75 de euro pentru două persoane. E, voilà, luăm busul. Nu mai sunt oameni, s-a dus coada. Busul turistic. Stânga, că pe aici. Aici e. Ia. $12 urcarea. Nici o ofertă pentru dus întors. 12 urcarea, 12 coboră, 24. Luăm doar urcarea, coborâm pe jos 10 km. Să luăm ceva de drum de la piață, niște frunze de coca și fructe. Multă, perché? No, a scrivere a venire. Che sono sto? Eucalipto. Eucalipto. Signor Wilber.
Am urcat 20 de minute. $50 intrarea plus busul. La intrare ne întâmpină această creatură frumoasă. Normal se alege, pune circuitul 1, 2, 3 sau 4, dar chiar dacă ți alegi un circuit, aici poți să alegi ce vrei tu. Poți să-l schimbi. Poți să-l schimbi între timp. Ne alegem circuitul 2, care este cel mai mare, de 3 ore și se poate vedea absolut tot. Te spune că dacă pui mâna pe ea, începe să te scuipe. Ia pune mâna, spune dacă te scuipe. Da, ne-a auzit și-a plecat. Hola. Dacă îți dă un gât din ăsta, pe semnă. Nu am simțit nicio diferență cu altitudinea față de jos. Păi totuși, sunt la 2500, mai e și vrăjeală. Peste tot e recomandat să-ți iei frunze de coca, caramele de coca. Industrie de coca. Carameaua de munia cu coca. Nu am ales să luăm un ghid. Pentru cine vrea ghid trebuie să plătească în plus 10 euro de persoană. Dar din cauza că înțelegi în spaniolă, mai auzim câte ceva de la oamenii care sunt în spatele nostru și au ghid. Să începem cu secretul incașilor. Frunzele de coca. Ne-a spus doamna de la cazare că atunci când ajungi la Machu Picchu, trebuie să aduci o ofrandă pământului, Pachamama, și ofranda este în felul următor. Se aleg 5 frunze de coca întregi. Mai lipsește una. Asta ar fi una. Așa. Și se pun în felul următor. Ceva de genul ăsta. La fel cum făceau incașii. Și se oferă pământului. După ce se oferă și se mulțumește pentru că ai ajuns aici și pentru tot ceea ce ne dă acest pământ pe care suntem, unii le bagă între pietrele zidurilor, iar alții le mănâncă. Pare să vedem platforma de jos, nu? Hai! Și după aia le luăm pe rând. Locuințele incașilor, printre care umblă oamenii în șir indian. Suntem în zona agricolă, unde munceau pământurile. Acesta este drumul original. Ceea ce se vede în față este doar 40% din ceea ce s-a descoperit din cultura Inca. În acest loc au trăit 400 de persoane, 70% erau femei, 30% erau bărbați. Din când în când făceau ceremonii cu plante halucinogene. Și plante medicinale și din cauza asta, pentru că aveau nevoie de foarte mult spațiu, aveau case cu două etaje, iar la un etaj făceau numai ritualuri cu plante medicinale și halucinogene. Și aici cum, n-au avut deloc copii?
Nu au avut copii, cei care stăteau în zona aici, asta. În zona asta, da. Aveau care stăteau jos, nu? Care erau mai... Da, aici stăteau înțelepții comunității, cei mai puternici, practic. 400 de persoane. Iar jos, printre aceste ruine, sunt aproximativ 425 de specii de plante care atrag cam 200 de specii de păsări. Oho. Se spune că ei au fost mai dezvoltați decât Imperiul Roman, că ei credeau mai mult în natură, în apă, în tot ce îi înconjoară. Erau mai conectați cu natura decât alte civilizații sau alte imperii. Nu foloseau aurul și platina ca monede de schimb, dar în schimb când murea un bărbat îl îngropa cu aur și când murea o femeie îl îngropa cu platina. Iar bărbatul era considerat fiul soarelui, femeia fiica lunii. Templele din fața noastră se observă că nu au acoperiș, tocmai din cauza pentru că vroiau să observe luna și soarele. Iar cele care sunt fără acoperiș, cu pietre înăuntru, sunt fix așa cum s-au găsit. Imediat după ce ei au abandonat locul, sanctuarul din fața noastră, vegetația a crescut foarte puternic și practic s-a îndepărtat doar vegetația, dar totul este identic așa cum l-au lăsat atunci când au fugit din calea cuceritorilor spanioli. Ce nebunii au abandonat tot locul ăsta din cauza că au venit spaniolii peste ei. Aveau și trei divinități în care credeau. Condorul, care făcea legătura cu cerul, puma, care făcea legătura cu pământul și șarpele, care făcea legătura cu ceea ce se află sub pământ. În 1911, în acest loc, a venit un nord-american cu scopul de a căuta aur și chestii prețioase în acest loc și astfel a descoperit locul ăsta, dar practic locul îl descoperiseră prima oară sătenii care stăteau în împrejurimile acestui loc. S-au dus și au spus autorităților ceea ce descoperiseră și autoritățile nu i-au crezut. Și practic când a venit nord-americanul ăsta, a venit cu foarte mulți bani, a angajat toți sătenii din partea asta, i-a plătit și atunci s-au găsit o grămadă de lucruri valoroase, veșminte, vase și tot ceea ce avem în față. În anul 1911? 11. 11. Wow! Vă puteți imagina câte lucruri sunt nedescoperite și în prezent, mai ales jungla, munții, câte lucruri ascund sub pământ, pe fundul oceanelor, civilizații care au dispărut și sunt nedescoperite. Iar locul din față este practic identic cum a fost lăsat. S-a încercat să se respecte forma inițială. Dacă ne toarcem puțin în timp și ne putem imagina, în anul 1450 acest loc era plin de înțelepți incași. Iar atunci când au apărut spaniolii, din cauza că nu au vrut să fie cuceriți, au plecat. Prima oară femeile au acoperit toate drumurile de acces cu foarte multe plante ca să nu fie descoperiți, dar până la urmă au fugit și s-au ascuns în altă parte, în Peru. Sunt o grămadă de reguli. Nu ai voie să faci fotografii cu selfie stick, dar mulți fac. Nu ai voie să faci fotografie în fața noastră, e prohibido, dar mulți fac. Acest loc era un canal, încă funcționează, și când plouă foarte, foarte mult, în acest canal curgea apa. Au fost super inteligenți pentru că au făcut, practic, culturile agricole în acest fel. Apa se scurgea cumva jos, niciodată nu pătrundea în oraș. În oraș? Și aveau apă pentru tot ce cultivau. Singura poartă de intrare și de ieșire în acest sanctuar. Iar resturile umane care s-au găsit ne spun că ei nu aveau mai mult de 1,50-1,60 metri înălțime, chiar dacă poarta este foarte mare, dar se presupune că înțelepții erau introduși pe această poartă pe un mare tron și de asta au făcut poarta așa de mare, ca să intre cu tronul.
de lo cual me siento bien orgulloso de haber sido peruano. Hydro Power. Uite, una dintre cele 400 de tipuri de plante care se găsesc. Ce culoare are? Toate scările sunt din acel timp, nu este nimic modificat. Și poarta se poate observa că este foarte, foarte mare. Hola, buenas. Incașii s-au adaptat locului în care au trăit, iar toate materialele de construcție le-au găsit în jurul lor. Astea sunt pietrele pe care le-au folosit la construcție. Astea sunt pietre care urmau să le folosească la construcție. Deci ei s-au adaptat locului și au folosit fix materia primă, fix din acest loc. N-au stat socare din alt loc. Iar modul de îmbinare a pietrelor era în felul următor. Făceau o gaură în mijlocul pietrei, apoi puneau un lemn uscat în găurica respectivă, iar după turnau apă. Iar în contact cu apa, lemnul se umfla, astfel intra altă piatră. Ăsta e miracolul incașilor, că se spune că nu au folosit niciun ciment, niciun material de îmbinare al pietrelor. Deci foloseau absolut ce aveau din natură, fără să combine noi materiale. Piatră, lemn și apă. Machu Picchu a fost construit din piatră, lemn și apă. Așa au ajuns să construiască acest loc magic. Și multă răbdare, pentru că ca să cioplești aceste pietre trebuie să ai multă răbdare. Acum, în zona agricolă, stau animaluțele și se odihnesc. Un mare semn de întrebare este cu această mare piatră din fața noastră, cum au pus-o, cum au avut puterea să o pună în felul acesta și s-a făcut o reproducere, un experiment cu o comunitate de săteni din satul Olataitambo. Au participat o grămadă de femei, copii, bărbați și au mutat o piatră de dimensiunea aceasta. Deci, unii una. Aici au lucrat mulți oameni. Ahí. Disculpa que le haya...
observado ese detalle, pero están aquí, hay que tomarse de... Piti, la laña, babá. La piti. Și dacă vă întrebați cum se spălau pădinții în casă, se spălau cu frunze de coca. Nu foloseau altceva, pentru că coca conține potasiu și calciu. Și se spune că și în procesul de mumificare erau folosite frunzele de coca. E posibil și în Egipt să se fi folosit frunze de coca. Care erau aduse de unde? Din Peru. Din Peru. Trăiau bine. 30% bărbați, 70% femei. Fiecare bărbat avea câte două femei. Și dormeau pe piei de alpaca. Asta era salteaua lor.